Acesta este lăcașul nostru spiritual, locul de care noi fierbințenii suntem foarte, foarte mândri și pe care dorim din tot sufletul să-l dăruim patrimoniului UNESCO. Faceți abstracție de gardul ăsta, el este provizoriu, avem un proiect extraordinar cu fundație, cu armătură, ne gândeam chiar să punem și o statuie. Ce ați făcut aici? Cum adică ce am făcut, domn primar? Păi erau niște... Bolovandății, dragă, că te-am scăpat de-ai. Bună ziua! Era... Nu știu ce amator ai găsit tu, Vasile, să sape fundația. Păi asta e fundația, ți-a lăsat... E ce vrea aia? Să toarne beton direct pe bolovani? Doamne ferești, noroc am fost aici. A scos frumos bolovanii, pac! Ți-a lăsat fundația Brici! Atenție! Filmează-mă! Tot în banie! Să vă fie rușine! Stați un pic că poate o rezolvăm altfel, să nu ne grăbim, să... Păi și unde sunt? Bolovanii? Dă-i dracu, n-am zis că ne-au omorât. A trecut unul cu căruța pe aici și norocul nostru că avea la nevoie de pietre și a venit și i-a luat, înțelegi? Gratis, că altfel trebuia să plătești pe altul să vină să-ți ia de aici, să libereze terenul. Trei drumuri ne-a făcut domn primar să-i care să ne scape de ei. Poftim? Trei drumuri, deci mi-a rupt toasele, lasă-mă de acolo. Eu nici nu știu ce vrei tu să faci aici. Ai găsit locul ăsta prost, e în câmp. Ce faci aici? Casă de vacanță? Treaba ta, dar eu atâta zic. Că aici bate vântul, toată vara ți intră praful în gură. Dar mă rog, treaba ta dacă vrei, da. Ce vreau să stabilim de la început? Casă de vacanță, grezie, parchet, faianță, lucrarea noastră. Și lambriu, și atenție. De la stâlpia de acolo, m-aș fi gândit, îți trag curent, tot în banii. Bani. Cum comentați? Este un... O... Țara o arde pe comedie și pe canalul nostru de YouTube. Abonează-te și stai cu ochii țintă pe Las Fierbinți.